Dragii noștri crișteni, astăzi avem nevoie de ajutorul vostru pentru implementarea unui proiect care ar schimba viața tinerilor și copiilor din localitatea noastră. Este vorba de lipsa condițiilor pentru practicarea sportului în sala de sport a liceului nostru. Dacă e plouă, aici se umple cu apă și noi nu putem să ne jucăm sau să fugim. Îmi place foarte mult sportul, dar este frig. Vrem o sală caldă și mai mult de echipament pentru sport. Ca profesor, ca și părinte, socot că sportul este foarte necesar pentru dezvoltarea fizică a copiilor și pentru sănătatea lor. Dar, din păcate, având așa condiții, noi uneori distrugem sănătatea copiilor. Dacă vom avea condițiile care trebuie să le aibă o sală sportivă dintr-un liceu, vom avea rezultate cu mult mai bune și o sănătate mai perfectă a copiilor. Programul Migrație și Dezvoltare Locală oferă $20,000 pentru echiparea și reconstrucția sălii de sport, iar contribuția administrației publice locale constituie $2,000. Iar $2,000 e nevoie de contribuția dumneavoastră, a originarilor din Crihana Veche, atât a ceia care au rămas în țară, dar și a celor plecați peste hotarele Republicii. Se spune că buturuga mică răstoarnă carul mare. Un vis poate deveni realitate. Cu donațiile dumneavoastră vom reconstrui sala de sport, reparând acoperișul, aducând căldura în această sală, dotând-o cu utilaj și echipament sportiv. Noi putem oferi copiilor noștri un mod de viață sănătos prin sport. Părinții mei vor contribui la reconstrucția sălii sportive. Suntem gata să contribuim pentru dezvoltarea în continuare a sportului în satul Crihana Veche. Fiți alături de noi și de problemele noastre. Donați cu drag pentru acasă. Donați un leu pentru liceu.